Bună dimineața și bine v-am regăsit la ultimul webinar matinal din această săptămână, lună și trimestru, organizat de către Admiral Markets România. Începem repede cu prezentarea avertismentului de risc și continuăm cu partea de evoluție a piețelor în această săptămână și cam ce am putea să ne așteptăm în aceste aproximativ 14 ore de tranzacționare care au mai rămas din cursul zilei de astăzi. Așadar, și acest webinar, ca toate celelalte, are un caracter informativ și nu este organizat cu scopul oferirii unor sfaturi sau recomandări de tranzacționare pentru niciun instrument, deoarece orice opinie exprimată este părerea noastră a moderatorilor și nu reprezintă punctul de vedere oficial al Admiral Markets. Totodată, tranzacționarea instrumentelor Forex și a contractelor pentru diferență implică un nivel mai ridicat de risc. Vă rugăm să vă familiarizați cu toți termenii și, bineînțeles, riscurile asociate tranzacționării în marjă și să vă asigurați că păstrați nivelurile riscurilor la minimum posibil. Liviu, începem cu euro-dolarul. Cred că avem toate motivele să procedăm astfel. Ce părere ai? Este euro-dolarul în fața unei corecții mai ample prin prisma faptului că nu a reușit să se păstreze în acel range de care vorbeam la webinariile precedente sau este la un final de fază corectivă, dacă putem să-i spunem așa, la 23.6 pe swing-ul anterior și există șanse ca euro-dolarul să crească astăzi în urma datelor de pe zona euro? Vorbesc aici despre piața muncii din Germania, vorbim despre raportul de inflație și tot ce ne mai rezervă această zi. Bună dimineața, Pavel, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Mai degrabă, cred că euro, o cotație euro-dolar, și-a făcut corecția. Adică de undeva de la aproape 1.21 la 1.17.20, 1.17.30, minimul înregistrat în sesiunile precedente, cred că a fost corecția și acum suntem pe un ușor rebound. Nu neapărat euro a determinat în această săptămână dinamica respectivă, cât mai degrabă risc eu să spun dolarul. Euro ar putea să revină pe firmament ca fiind principala influență, ca având principala influență săptămâna viitoare, în opinia mea. Nu exclud de aici să mergem în continuare în sus cu cotația euro-dolar, văzând faptul că din acea zonă despre care am mai discutat noi, 1.17.20, 1.17.40, care a fost inițial o rezistență, apoi suport și acum din nou suport și se pare că a respins cotația. Cotația a fost respinsă de acest suport. Deci am putea continua cu acest trend ușor ascendent. Spuneai de datele macroeconomice, da, o să avem astăzi parte de publicarea ratei șomajului în Germania cu estimări valabilă pentru luna septembrie, da? Estimări 5,7%, la fel ca valoarea lunii precedente. Deci o rată a șomajului extrem de redusă, mult redusă, e aproape jumătate, putem spune, față de rata șomajului medie pentru spațiul european. O să avem în continuare datele despre inflație, discutăm despre Consumer Price Index flash pentru septembrie, estimări 1,6%, ușoară creștere față de 1,5% în luna precedentă, nimic spectaculos, periculos aici, din acest punct de vedere. Mai departe, pe parte de inflație core, o să avem doar 1,2%. Așa se estimează.
Și de Bineînțeles, în aici. măsura în care se deviază cu cifrele, cu ghilimelele de rigoare se deviază, adică dacă se publică peste așteptări, cu atât mai mult există șanse ca în sesiunea de astăzi eurodolarul să aibă parte de o creștere. Adică o creștere a inflației ar întări oarecum suspiciunile sau poate nu suspiciunile, de mult nu mai sunt suspiciuni, ar întări ideea că Mario Draghi s-ar simți oarecum presat să înceapă să facă ceva. Da, pentru că își va păstra același sentiment de ușoară dezamăgire a faptului că inflația încă nu a reușit să o aducă la ținta de 2%. Nu? Că asta e principala funcție a băncii centrale, nu? Țintirea inflației, price stability, cum spun dânșii acolo. Încă este la un nivel redus și el ne-a spus lucrurile astea în precedentele alocuțiuni și de la ședința de politică monetară, că dobânzile mici și cantitatea asta de lichiditate din piață va rămâne pentru mai mult timp, tocmai din cauza faptului că inflația este la un nivel sub cel dorit de oficialii băncii centrale europene. Spuneam că două aspecte mai sunt de completat aici. Spuneam că undeva săptămâna viitoare euro ar putea să devină principalul factor care să influențeze cotația. Posibil ca euro să fie încă sub o ușoară presiune ca urmare a faptului că încă situația nu este foarte certă referitor la referendumul din Spania, cel prin care cetățenii din Catalonia își doresc independența sau o să meargă la vot în favoarea separării Cataloniei de restul statului. Sunt acord. Referendumul a fost declarat ilegal, deși tot vor să-l țină. Autoritățile de la Madrid, deci puterea centrală, să spunem, au amenințat inclusiv cu faptul că o să trimită polițiști acolo, jandarmi și așa mai departe, nu ca să păzească, Buna desfășurare, ci da, ca să și blocheze secțiile efectiv. de votare, astfel încât să nu apară ingerințe și așa mai departe, ci ca să Stopeze. stopeze accesul, să interzică accesul, să limiteze accesul la acest referendum, repet, considerat ilegal. Deci lucrurile, dacă se va întâmpla în acest scenariu, ar putea chiar să degenereze, adică să avem de-a face cu un conflict intern. Ceea ce n-ar fi, N-ar fi nu, bine, în cel mai da, rău scenariu da, cel mai rău, discutăm. dar cu o probabilitate mică. Mică, anumită. Nu trebuie exclus faptul că au mai avut loc astfel de povești în Catalonia, în 1930, spre exemplu. Și deși au fost așa mai dintotdeauna mai separatiști, să zic. Și chestia asta a dus la războiul civil, care a început în Da, 1936. cred că e cam. De asta spun, e Da, exagerat să este discutăm acum despre așa ceva. Doar am întrebare. făcut o paralelă cu ceea ce s-a mai întâmplat pe acolo și motivând sau argumentând astfel faptul că, repet, e posibil ca euro să fie încă sub o ușoară presiune. Dacă ziua de duminică va trece bine, fără tensiuni sociale, Evenimente fără majore, lupte, da. fără așa, o să se ducă trei speriați acolo să voteze și cu asta basta, posibil ca luni să vedem, nu neapărat o deschidere cu un gap mare, O dar deschidere o pozitivă pentru deschidere euro. pozitivă, da, Da. asta Legat spun. de ceea ce spuneai puțin mai devreme, pentru că dolarul a fost factorul care a decis într-o mare parte evoluția acestei perechi în această săptămână, mă uit pe probabilitatea sau pe instrumentul Fed care măsoară probabilitățile de ridicare a dobânzii în luna decembrie și Rămânem văd acolo, că ne da. apropiem de certitudine, nu de presupunere. N-a fluctuat în această săptămână Câteva procente, dar probabilitatea. este ușor, ușor în Este, creștere, ceea ce da. oarecum ne duce spre ideea că, deși în decembrie Fed este foarte probabil să ridice dobânda, cam marea majoritate a impactului sau o mare parte din impact, mai corect spus, e inclusă în această E scădere din inclus în această preț, e inclus, da. săptămână. Așadar, datele de astăzi aș spune că sunt destul de importante, așa cum am spus, în măsura în care se vine cu ceva nou, cu
cu privire la inflație sau cu privire la șomajul din Germania, a doua aș considera mai puțin plauzibilă și poate în cursul săptămânii viitoare, dacă lucrurile merg bine, să putem să vedem o revenire spre zona de rezistență 1.1850, adică fosta zonă de suport a acestui range pe 4 ore, Foarte probabil respectiv. să zic foarte probabil să ajungă acolo. Până la urmă, să stăm și să ne uităm. Nici măcar nu suntem la o distanță foarte mare. Până la 18:50 avem aproximativ 60 de pipi. Adică 60 de pipi și în cursul la zilei o de astăzi, aruncătură de respectiv băți, să spun luni, da, așa. este ceva mai mult decât tangibil. În caz alternativ, în cazul în care vom vedea date negative sau neașteptat de negative în ceea ce privește inflația, mai puțin probabil din punctul nostru de vedere, atunci e posibil ca nivelul 1.1720 Să să fie fie pus sub semnul întrebării retestat din nou, da. sau retestat. Cert este că o eventuală străpungere la acest nivel ar deschide drumul către o corecție ceva mai amplă spre zona 38.2, respectiv 1.1480, 1.15. E pe termen mai lung, din punctul meu de vedere, e scenariul numărul 2, să spunem Da, așa. pe termen mediu, da. Suntem la început de trimestru. Cum vezi evoluția eurodolarului în acest ultim trimestru Ușor pozitiv. din ultimul. Estimez o evoluție ușor pozitivă. Nu neapărat generată de creșterea euro, că săracul nu mai are. A tot crescut. A tot crescut, au fost puse în preț toate scenariile, deci cât mai degrabă o continuare a scăderii dolarului. Scădere care a reînceput în sesiunea de miercuri. Exact când administrația Trump a făcut public acel plan de reformă fiscală. Și s-a conștientizat că, de fapt, planul e bun, dar nu sunt banii. Da, planul e bun, planul e totodată extrem de succint. A salvat prin surprindere atât parte din spectru politic de acolo, dar și parte din participanții la piață, care doar 9 pagini. Sunt Scurt și la trecute, obiect, cum ar da, spune unii. sunt trecute acolo câteva chestii. Bun, noi limite de praguri de impozitare pentru persoanele fizice, o reducere a corporate tax, deci a impozitului pentru companii, de la 35% la 20% parcă. Un one-off, iarăși cu scutire masivă de impozit pentru multinaționalele care își repatriază bani și așa mai departe. Ok, da, asta înseamnă o problemă pentru veniturile bugetare. Pe o perioadă mai lungă de timp au făcut, spre exemplu, cei de la Washington Post niște estimări, 2,2 mii de miliarde. Da? Astfel încât lumea începe să-și pună, să-și ridice niște semne de întrebare, ok, de unde vor compensa chestia asta? În condițiile în care Obamacare, în mare parte, s-a păstrat, adică n-au tăiat N-au reușit să cadă să rupă de acolo. republicanii între ei, spun, da? Nu discutăm de Votul înțelegeri democraților, bipartizane și da. așa mai departe, da? Deci sunt ca să treacă prin. Începe acum o perioadă de negocieri despre care se speră, pe parte de program fiscal, despre care se speră că se va termina până la finele anului, nota bene, până la finele anului, deci nu e o chestiune de câteva săptămâni sau așa. În plus, majoritatea republicanilor este extrem de fragilă. O parte dintre republicani nu sunt de acord cu propunerea administrației Obama, pe care de consecință o să trească să smulgă niște voturi de la democrați, astfel încât acest plan să primească aprobarea Congresului. Și de aici putem să speculăm foarte multe. Primele reacții ale democraților au fost evident negative față de. Împotrivă, Da. Și da. atunci dolarul, sigur. De altfel, se vede și pe indicele dolarului. A venit un val de pozitivitate adus de Fed și de perspectivele care au fost reluate în calcul ulterior de către investitori și odată cu ziua de miercuri am văzut o respingere a nivelului 93.50 pe indicele dolarului și acum, practic,
retestăm zona precedentă de rezistență actual, suport, respectiv zona 93. Vom vedea cum vor decurge lucrurile. Din punct de vedere fundamental, cred că probabilitatea ca acest plan al noii administrații de la Casa Albă este mai mare să nu treacă de Da, Congres hai să sau spunem nu în că circumstanțele actuale, așa da, cum stau lucrurile acum. exact. Și trebuie să ne păstrăm o doză de scepticism din acest punct de vedere. Și bineînțeles că de fiecare dată lucrurile ar putea să evolueze și altfel, nu există o certitudine. Hai să trecem puțin la liră, Liviu, pentru că astăzi sunt date importante și pe liră la ora 11:30. Lira care a fost, aș spune eu, printre monedele care alături de euro și dolarul canadian în acest an, mă duc puțin mai mult în spate, au performat extrem de bine. Aș spune că în ultima lună lira a fost cam în topul monedelor care au avut aprecieri semnificative. Paradoxal sau nu? Cu toate problemele legate de Brexit sau incertitudinile legate de Brexit, însă cu un ton al lui Mark Carney, guvernatorul băncii, foarte, foarte hawkish. Mai hawkish decât oricine altcineva în materie de politică monetară. Așa este, a avut sprijin, a dus un sprijin suplimentar în cotații și aici, de aici încolo, lucrurile trebuie de analizat mai departe. Influențele politice pe partea de negocieri cu Bruxelles și din acest punct de vedere nu stăm bine. Nu. Michel Barnier a declarat că foarte politic, foarte diplomatic, domnule, s-au înregistrat niște progrese semnificative, dar mai sunt câteva luni. Da, dar s-au făcut ceva progrese, dar ușor insuficient, așa, adică mai trebuie să mai, deci mai avem de săpat pe problema asta. În traducere directă, ne-am discutat, astea ne-am dat cap în cap acolo și degeaba, că n-am reușit să progresăm aproape deloc. Un fost membru cu drept de vot în Consiliul Bank of England ieri a dat o declarație și a spus că este foarte probabil ca întreaga poveste cu negocierile dintre Londra și Bruxelles să se destrame, să pice, să nu se ajungă la niciun consens. Fiecare tabără trage foarte mult și negociază foarte dur pe partea ei. Deci sunt aspecte din acest punct de vedere. Citeam dimineață când am venit la sediu că în proprietățile, piața imobiliară din Londra a înregistrat pentru prima oară de foarte mulți ani un ușor recul. De aici pe semne că acel limbaj al lui Carney s-ar putea să se modifice într-o câteva în perioada următoare. Oricum, a spus că vor ridica odată dobânda, dar asta nu va fi o serie de ridicări, nu va genera o serie de ridicări. Deci, pe partea asta m-aș gândi mai degrabă că lira va pierde din ceea ce a câștigat în lunile recente. Deci, cu alte nu cuvinte, în întregime, dar suntem în mijlocul unei corecții acum și pe semne că va mai conta. Cu alte cuvinte, o mare parte din pozitivitatea aceasta pe care a indus-o Carney săptămânile trecute în liră și am avut, slavă Domnului, câteva sute de pipși pe GBP-USD, de exemplu, ar cam putea orice mișcare a băncii Angliei să fie într-o mare proporție inclusă în preț. Da, da, mai da. Ales că nu există perspective pentru o continuare a tonului sau a ritmului de creștere a dobânzii, ci e one time only, cum s-ar spune. Știrile de astăzi pe liră, current account și datele cu privire la partea aceasta de quantitative easing, să spunem așa, ar putea genera volatilitate sau mișcări pe termen scurt. Pe termen lung, dacă ne uităm pe graficul daily și weekly, GBP-USD, liră-dolar, ar putea să fie atins un nivel maxim sau nivelul acesta al liniei de trend, al rezistenței trendului descendent din ultimii ani, ar putea să fie un impediment serios pentru GBP-USD, cel puțin așa cum stau lucrurile acum, și să mai dureze ceva să vedem un breakout spre
nivelul 1.3780, 61.8 sau mai sus de atât. cu un anumit grad de incertitudine. O să mai vedem astăzi din partea Marii Britanii valoarea finală a PIB-ului, a dinamicii produsului intern brut pentru cel de-al doilea trimestru. Am văzut ieri același indicator, însă din partea Statelor Unite, ușor mai bun decât precedentele citiri ale acestui indice. Erau 3%, acum s-a actualizat la 3,1%. Dinamica, repet, a PIB-ului pentru cel de-al doilea trimestru și o să mai vedem astăzi tot din Statele Unite date despre inflație, Personal Consumption Expenditures, acea măsură a inflației preferată de Fed și la ora 5 după masă, Michigan Consumer Sentiment, valoarea finală pentru luna septembrie. 95,3 estimarea, mai mică ușor decât valoarea precedentă care a fost de 96,8. Deci potențială volatilitate la 3 și jumătate, respectiv 5 în această O după-masă. zi de vineri destul de încărcată, spre deosebire de alte astfel de zile. Știri pe zona euro, știri pe liră, pe dolar și pe dolarul canadian. Și final de lună și de trimestru, window dressing pentru piețele de capital. De regulă, statistica ne arată acest lucru, de regulă în astfel de sesiuni, indicii și piețele, cotațiile sunt susținute, sunt bine susținute, sesiuni pozitive, astfel încât raportările marilor fonduri de investiții pe final de trimestru să dea bine, să zic Da, așa. vechea metodă. Mă bucur că ai luat vorba despre indici, Liviu, pentru că avem multe solicitări pentru DAX, DAX 30. Mergem la indicele german, DAX 30. Discutam ultima dată tot la cererea celor care ne urmăresc și ne aflam undeva sub zona 12.650 de puncte. Am trecut de zona pe care o menționam ca fiind un mic impediment, nu foarte O mare, și zonă că de rezistență, dar DAX-ul e mai subțire, bullish. așa, da? Da. Într-adevăr, s-a confirmat acest breakout la nivelul 12.650 de puncte. Și care ar fi următorul pas? 13.000, Liviu? Păi, da, Spre acolo ne deocamdată, îndreptăm? da. Dacă nu se strică ceva pe partea macroeconomică, pe parte de tensiuni geopolitice, Corea de Nord și așa mai departe, eu nu văd vreun motiv pentru care să se schimbe trendul din piețe. Da? Iarăși, citeam în perioada recentă, sunt auspicii bune pentru trimestrul final din acest an, prin prisma piețelor de capital, iarăși nu sunt motive pentru care să zicem gata, de mâine ne paște corecția, recesiunea și așa mai departe. Ba din contră. Într-adevăr, și indicii americani confirmă ceea ce spuneai puțin mai devreme, tind ușor ușor spre maxime. S&P 500 a reușit, Da. nu ceva extraordinar, dar un nou maxim istoric ieri. Dow Jones la fel a închis sesiunea de tranzacționare de ieri pe plus, cu o dinamică destul de amplă raportată la anumite perioade din trecut. Deci, indicii bursieri, aș putea să spun că sau am putea să spunem că închid trimestrul acesta oarecum pe tendințe pozitive, Pozitive. Nu, ex, nu, ex, ascendente. nu extraordinar de pozitive, dar oricum. Vedem însă faptul că piețele de capital au tendință, au cam obosit un pic. Deci Sunt creșterile nu mai trenduri sunt ajunse la maturitate, nu mai sunt cumva, da, trenduri. o perioadă de respiro, da, ceva și apoi să reluăm creșterea. Cumva seamănă și cu debutul sesiunii de astăzi. Când vedem 0,17% creștere pentru DAX, FTSE 100 ceva mai mult, 0,24%. Da, sunt creșteri mici, dar având în vedere că, în special atunci când vorbim despre indicii americani, având în vedere că suntem la maxime istorice, este foarte greu să ai un punct de reper. Adică să spui Da, că cum? acolo e o rezistență foarte importantă. Păi n-ai cum. Rezistență psihologică, că Cel tehnică mult, nu e de da. unde. N-ai cum. E dâns și spun bine punctat.
Pavel, dânsii spun acolo uncharted territory. Deci Lovim teritoriile în derivă. necartografiate, da? Și n-ai cum Da. să. Hai să închidem cu petrolul. De asemenea, la cererea traderilor care ne urmăresc, petrolul, o sesiune de ieri ușor descendentă. Am atins pragul de care spuneai, Liviu, la webinarul de luni și la webinariile precedente, 52, 52, Păi 50 50, de dolari pe da. baril. A fost deja atins. Ce urmează de aici încolo? Ce ar putea influența cotația petrolului după acest breakout din canalul ușor descendent și pe care l-am menționat data trecută ca fiind mai mult o parte din acel range pe weekly, pe graficul weekly? Păi, mă aștept. Asta va depinde și de datele pe care le vom vedea diseară de la Baker Hughes în ceea ce privește punctele de exploatare din Statele Unite. Dinamica acestora s-a jucat foarte mult în această săptămână pe parte de țiței povestea cu Turcia, cu președintele Erdogan, care a amenințat că va închide acea conductă, nu va mai lăsa petrolul irachian. Discutăm despre zona de nord a Irakului, petrolul irachian să traverseze Turcia și să meargă mai departe către piețele globale. Asta a dat un impuls puternic la începutul săptămânii. Dacă lucrurile se liniștesc, evident, cotația va corecta. Vorbim de sesiunea de luni, adică cea mai Sesiunea amplă de luni, undeva evoluție. 3% a fost Da, creșterea, practic. exact în momentul anunțului, da. În regulă. Noi se pare că am acoperit ceea ce ne-am propus să discutăm. Aș Liviu, dori dacă mai ai de să mai adăugat. răspund eu la o întrebare. Ne roagă cineva dacă putem să spunem, să facem referire la relația dintre euro și aur. Da? Putem, grosso modo, să considerăm că cele două active sunt corelate. Pozitiv. Da. Nu invers corelate, ca în cazul Dolarului. dolarului și a aurului. Exact. Cu mențiunea că atunci când există factori de natură geopolitică sau atunci când piețele simt o amenințare din această parte, decorelarea ar putea să survină destul de Sigur, repede. discutăm despre situații Condiții normale normale de de piață. piață, exact, nu despre perioadele în care aurul este privit ca safe haven. Prin urmare, am răspuns și la această întrebare cu corelația sau relația dintre aur și moneda unică europeană. Acestea fiind spuse, noi vă mulțumim încă o dată pentru participare, vă dorim un weekend liniștit și vă dăm întâlnire la următoarele webinarii organizate de către Admiral Markets, cu mențiunea că webinarul săptămânal de luni, așa cum am spus și în cursul săptămânii acesteia luni, va începe cu orele 16:30. L-am mutat puțin mai devreme, tocmai pentru a prinde live Debutul. deschiderea sesiunii americane, deschiderea piețelor americane. Sperăm că este o mișcare inspirată, așteptăm feedback-ul dumneavoastră, vă așteptăm să participați la toate webinariile pe care le organizăm, iar dacă aveți întrebări sau aspecte pe care doriți să le discutăm, în momentul acesta vedeți datele noastre de contact, nu ezitați să ne sunați, să ne trimiteți e-mail și să ne revizionați pe canalul nostru de YouTube fiecare sesiune în parte. Un final de săptămână liniștit vă doresc și toate cele bune. Asemenea și eu, ne reauzim și ne reîntâlnim luni dimineață.